Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din preamărita noastră serie de Cat PvP. Hai să vedem ce putem face în acest episod. Am target direct la tipul ăsta. Nice S. Tipul ăla avea cumva antic knockback. Ești easy. Lag. Fuck. Holy fuck, nice. Tipul ăla ne-a văzut? Nu ne-a văzut. Hai să mergem. Bine? L-ai omorât, l-ai omorât. Bitch! Ce mă? Ce? Panorama. Holy fuck. Oh my god, glumești. Asta trebuie să moară, asta trebuie să moară. Nice, l-am omorât. 100 de kill-uri, 100 de kill-uri aproape. 99. Și 100, hai 100, hai 100, hai cu 100. 100, nu, n-am 100 încă. Oh fuck. 100 de kill-uri, hai încă un kill, băieții. Asta. Asta are antic. 100 de kill-uri, yay! Unde e? Salut. Perfect. On top! Dacă știi ce zic. Oh my god. Nu veni și tu din spate, mă. Sunt 2 pe 1. Ba nu. Acum ați 2 pe 1. Ha, fraiere. Futu-s Nicu și punctul mătii. Lava, frate! Aici am uitat că nu se poate pica în lava. Nice. Ok. 104 kill-uri. Frumos! Nice. De ce toți pe mine? Cine are hack? Cine face din cu mine? N-aveți voie, mă, cu timp, bă, nesimțiților. Oh fuck, holy fuck. 108 kill-uri, 109 kill-uri, boi, ești nebun. Nicu și punctul ăsta exagerează, da? Să fii mort. Oh, cât de puțin mai aveai. Vii tu cu mine să-mi dai, vii tu pe mine să-mi dai clean-up. Ok, pe tipul ăla acolo, un geraș. Am crezut că îl cheamă îngeraș, lol, da. Îl cheamă altcumva. Fecioraș? Cum îl cheamă pe ăsta? Sbongferas, mă, sbongferas. Nu fac niciun timp, du-te dracu. Nu se face timp aici. Aici e fefea. Ok. Opa, ia uite mă pe ăștia, ce mă? Salut. Vrei să ne batem? Vrei să ne confruntăm? Holy fuck. Holy fuck. Da, timpul ăsta joacă prea suspect, bea. 116 kg. Wow. Frumos. Oh, am uitat să-mi pun... avem 4000 de puncte. Primești un băț magic care schimbă arma din mâna inamicului cu un obiect la întâmplare din inventarul lui. Climber, folosește țarcul pentru a da nașurile unei game care te va urma.
Care era ala să zbora? În schimb unei săbii. Arancă bulgările pentru al pune într-o pânză de păianjen. Deocamdată n-am ce kit să-mi iau mai bun decât PvP. Dar și când o să-mi iau unul o să mă ajute foarte mult, așa că o să fac vreo 7000 de puncte și atunci o să fie ca lumea. Acum am câte? 4430 de puncte am. Ha, fraierilor. Ia o care vali 3. Nu mori niciunul. Nice. Cât? 4540 de puncte. Mai zi, mai deși pe asta. Stai ceva gen așa, nu știu, faci FFA, după cu punctele pe care le faci, să cumperi chestii. Hai să regătim. Ce kit să ne luăm, fraților? Chiar n-am nicio fucking idee de ce kit aș putea să-mi iau. Folosește cartea pentru a avea abilitatea de a zbura pentru câteva secunde. Vălat, să fiu invizibil, cum e? Zdrobește pământul și eliberează-ți furia, îți vei arunca inamicii în aer. Ne, fișul mă primește o undiță care îți permite să te teleportezi la pradă, nu? Tor, primește un topor care va crea un fulger așa. Ia mă să-l iau pe ăsta. Îl dăm? Ies mă! Ia. Șarmă de sună. Hai mă. Ia, mă ajută la ceva. Da, la Hegar nu mă vrea ajuta. Da, păi, mi-am luat din greșeală Pyro-ul. Kit-ul de Pyro. Bă, deși le dau eu foc la ăștia, mai nici nebun. Bă, orice kit e bun în felul lui. Adică mă gândesc că dacă nu era bun, nu le făceau kit-urile, nu? Dar eu vreau totuși ăsta. Uite, l-ai omorât. L-am și omorât pe unul. Dar kit-ul ăsta nu știu dacă e bun. Așa de bun. Ca alea la alte. Mama, mă disperă tipul ăsta. Mi-a dat de aia de mă împinge. Mama, că trebuie să mori bosulica. Uite și pe ăsta. Mai e ăla invizibil, să așa. Nu, 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 dar mine, nu, dar mine, nu, dar mine, bosulica. Uite mă că e bun și kitul ăsta, adică pot să mor. E mai hard, dar poate are ceva avantaj. Habar nu am, chiar. Așa un pic că mi s-a blocat mouse-ul, nu știu de ce. Uite și kit-ul ăsta are oloasele lui, dar vreau să-mi recuperez banii care am dat pe kit-ul ăsta. Nu că-s pierduți sau ceva, dar vreau totuși să-mi recuperez și eu ceva din bănuți ca să mai iau și alt kit, pentru că, na. Nu trebuie să fie obsedat. Opa, m-am blocat în perete, what the fuck? Ok, ne-o polit ăla. Rămân înapoi. Ha 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 ha. PvP. Oi. Tot cu schi... Oh, salut! Ți se vede sabia, asta e nasul la kitul ăla de ești invizibil. Degeaba la e dacă ți se vede sabia. Adică e ca și cum te-ai vedea tu normal. Și, da, pana mea. Wow, boy! Boy!
fraților. Sper că v-a plăcut acest episod de Skit PvP. Nu ezitați să vă apăsați butonul subscribe la canal dacă vreți să continui treaba cu YouTube-ul și de a posta multe episoade zilnice la care nici nu să aveți timp să vă uitați. Glumeam, ce aveți. Hai să mai facem încă o rundă până mai povestim. Deci, după cum am zis, o să încerc să fiu foarte activ pe acest canal, adică să fac videoclipul, să nici nu mă să mă intereseze, să restric hardware-ul ăștia de la YouTube. Îmi pui mai cu videoclipurile mele, o să aplaudez videoclipuri, cred că până mor, până o să am 80 de ani pe canal, o să vedem, glumeam, nu chiar atâta, da? O să aplaudez foarte multe videoclipuri, deci, o să aplaudez până o să mă plictisesc, să îmi bag piciorul. Și să-ți liniștiți, nu mă plictisesc mâine de YouTube, pentru că asta chiar e ceva foarte șmecher, ceva, adică joc jocurile și pur și simplu mă distrez când fac chestia asta și, sincer, nu cred că mă distrez mai mult decât vorbim cu voi și chestii de genul. Deci, da, fraților, sper că v-a plăcut acest episod de Skit PvP. Nu ați apăsat butonul de subscribe, nu ezitați să, nu știu, nu ezitați să nu ezitați. Și glumeam, ok. Deci, fraților, o să vină o nouă serie de Hitman Contract după seria de Hitman 2 de Silent Assassin. O să vină o nouă serie, după aia, după Contract, o să vină Hitman Blood Money, după Hitman Absolution și după Hitman 2016. O să le câștigăm pe toate, fraților, împreună pe YouTube. Și ce o să mai apară GTA pe acolo, GTA 5, poate o să mai postez GTA 4 cu moduri, nu știu, o să văd ce să mai postez. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul subscribe și ne vedem data viitoare. Bye, bye!